Spălatul pe mâini este cea mai bună cale pentru a preveni răspândirea microbilor și pentru a ține departe bolile infecțioase. Germenii, precum bacteriile, virusii și paraziții, au mai multe căi de transmitere, însă principalul factor favorizant dezvoltării și înmulțirii acestora este reprezentat de mâinile murdare. Însă, dezinfectarea lor ar trebui să reprezinte un reflex pentru fiecare persoană. S-a constatat că infecțiile sau bolile, sau cum vreți să le spunem, transmise prin intermediul punctelor în care să efectuează tratamente sau îngrijiri de sănătate, au devenit tot mai frecvente și creează o problemă majoră de sănătate, pe lângă faptul că și în populația generală se pare că acest obicei de igienă de bază, spălatul pe mâini, a cam fost neglijat. Mâinile curate reprezintă o măsură de igienă și protecție a oricărui om. Dar spălarea lor trebuie să se facă frecvent și să devină un obicei. Trebuie reținut faptul că niciodată nu se întâmplă nimic rău dacă ne spălăm prea des, însă dacă nu ne spălăm, cu siguranță ne putem îmbolnăvi. Specialiștii recomandă spălatul pe mâini de fiecare dată când ajungem acasă.